Marcaje astrale săptămâna următoare deosebite. În primul rând, nu este deloc de ignorat faptul că avem patru prezențe în semnul Scorpionului, un semn deloc de ignorat, un semn plutonian, Venus conjunct cu Soarele la orb 1 și Mercur conjunct cu Jupiter, de asemenea la 2 grade diferență. Deci, iată, primele două sunt în primul decan, următoarele două în ultimul decan, deci cu siguranță este un mister, ceva de descifrat zilele acestea, vom vedea imediat. Marte a avansat și a scăpat de conflictele pe care le genera prin aspectele neplăcute pe care le făcea cu celelalte planete. Acum oarecum izolat, nu primește aspecte negative, doar o ușoară cuadratură cu Mercur, dar și aceea în desfacere. Deci iată că configurația astrală actuală nu este atât de tulburătoare precum cea trecută. Am depășit și fenomenul de lună plină pe axa Taur-Scorpion, care nu este deloc comodă, mai ales atunci când este luna în Scorpion. Acum a fost luna în Taur și soarele în Scorpion, dar nici dacă soarele în Scorpion și luna în Taur nu este o configurație comodă. Toată lumea a avut ceva remarcabil de înțeles pe 24 octombrie. Deci nu ne plictisim deloc cu ceea ce este pe cer acum și destul de interesant și ce planete retrogradează, o să ne explici, Vanda, imediat. Sunt câteva planete care se întorc în semnul anterior. Sunt multe lucruri de înțeles. Puterea, inspirația ne vine într-un mod cu totul atipic. Lucrurile pe care le facem sunt atipice. Începem ceva într-un fel, terminăm în alt fel. Trebuie să ținem foarte mult. Ce sfat aș vrea să dăm înainte de a intra propriu-zis în subiect este că nu trebuie să ținem cont de ceea ce se întâmplă la începutul zilei. În fiecare zi avem niște planuri, depindem de anumite persoane, vrem să facem lucruri într-un anumit fel și s-ar putea să constatăm că deja de pe la ora 10-11 lucrurile decurg cu totul altfel decât ne-am închipuit la ora 6-7-8 dimineața. Nu trebuie să ne tulbure aceste aspecte. Configurația astrală este de așa natură încât transformările și metamorfozele a ceea ce gândim, a ceea ce facem și a ceea ce devenim sunt foarte semnificative. Deci ce vreau să spun este că s-ar putea să începi ziua cu niște gânduri și să o termin, pleci în oraș să faci ceva și pe parcurs te trezești că faci cu totul altceva sau vrei să faci o afacere sau un proiect cu anumite persoane și totul se transformă și totul te conduce să-l faci cu alte persoane. Deci trebuie ținut cont de faptul că universul ne șoptește în permanență ce avem de făcut și cu cine și noi nu trebuie să vrem cu tot din adinsul să facem lucrurile așa cum vrem noi. Să vedem, Vanda, pentru nativii berbec, ce consider tu că este cel mai relevant săptămâna care urmează. Greu de spus ce este cel mai relevant, dar aș vrea să continui puțin ideea ta de dinainte și pentru berbec și pentru toată lumea, cât mai puține așteptări de care să ne agățăm practic, pentru că așa cum ai spus, lucrurile pot fi teribil de neașteptate și mai ales cu acest Uranus care n-a stat el prea mult în Taur, dar se întoarce în berbec, lucrurile într-adevăr se pot metamorfoza de la o clipă la alta și ar trebui să nu ne debusoleze, să nu ne pierdem echilibrul, pentru că dacă ne întoarcem într-un anumit punct, este pentru binele nostru, pentru că ni se mai dă o șansă să reglăm niște lucruri. Și probabil că aceasta este lecția tuturor planetelor care, așa cum spuneai la început, se întorc în semnul din care au venit retrograde fiind. Venus se întoarce în balanță și ne mai dă o dată șansa să recăpătăm un oarecare echilibru relațional. Chiron este deja în pești și capacitatea vindecătoare a lui Chiron în pești este uriașă, deci ar trebui să cumva să o captăm. Iar acest Uranus de care spuneam se mai joacă puțin în berbec, pentru că probabil nu ne-am luat încă deciziile acelea care să ne rupă total de trecut și să ne dea șansa unui nou început. Dar să începem cu berbecul. Pentru berbec a fost o lună plină intensă, probabil că pe partea financiară i-a fost, da, pe axa 2-8. Exact, i-a fost destul de greu să țină frâul, mai ales că acum în casa 8 a sufletului, a transformării prin moarte și regenerare, are aceste patru planete care îl tentează să ia tot felul de direcții și decizii. Atenție, berbeci, la acest Venus retrograd, este posibil să vină tot felul de iubiri din trecut care să vă bată la ușă, care să vă dea un telefon, un mesaj, să vrea să revină în viața voastră. Faceți ce simțiți, dar în general când o persoană se întoarce pe un Venus retrograd, pe un Marte retrograd în viața voastră, lucrurile nu sunt tocmai limpezi și este de fapt un test
al Universului să vadă dacă ați trecut sau nu, dacă v-ați vindecat sau nu de relația respectivă. Dacă simțiți că lucrurile sunt destul de neclare, mai bine spuneți nu acestei întoarceri a persoanei pe care ați considerat-o importantă, pentru că poate fi o iluzie. Mai așteptați să iasă Venus din retrogradanță, să verificați mai bine lucrurile de genul acesta ca să nu urmeze o dezamăgire, mai ales că și Mercur și Soarele în Scorpion pot să dea o tentă, o nevoie de a retalia, de a ne răzbuna, de a plăti cu aceeași monedă, lucruri care nu fac decât să ne scadă vibrația și să ne facă sensibili la niște influențe mai puțin plăcute. Deci asta ar fi povestea pe care o avem de spus, mai ales pentru casa 8-a, pentru Berbec. În rest, Chironul din casa 12-a pentru ei are posibilitatea de a-i reconecta cumva, de a-i liniști, de a-i pune totuși în măsura în care să găsească un echilibru cu sufletul lor, de care au atâta nevoie, mai ales că pe o parte îl au pe acest Chiron pe casa credinței, pe de altă parte se întoarce pe casa întâi Uranus. Deci, din nou, toată efervescența și toată dorința de a acționa a berbecului, care este în mod nativ prezentă, este puțin accentuată de acest Uranus, care va veni și va obliga cumva pe berbeci să se gândească mai mult la viitorul lor, să-și ia deciziile cu privire la viitor. Când Venus se va întoarce în balanță, opoziția lui Venus cu Uranus le va aduce în față berbecilor inclusiv decizii care țin de parteneriatele în care sunt, fie că e partener de viață, fie că e partener pe proiecte sau în alte conjuncturi. Deci sunt de luat decizii, iar berbecii ar fi bine să nu se grăbească, ca de obicei, și să aibă puterea de a-și asculta mai mult glasul acela interior de care spuneai și tu, pentru că le va veni cu foarte multe informații, cu foarte multe lămuriri. Ce caracteristică au berbeci în perioada imediat următoare? Faptul că au un psihic extraordinar de puternic, acest Pluton și Saturn în domiciliu din punerea al casei, arată faptul că ei sunt foarte determinați, foarte vehemenți, foarte și circumspecți în același timp. Deci Pluton și Saturn în casa lui, Saturn în casa 10-a pentru ei, denotă un soi de forță interioară, psihică, ambiție și puțin orgoliu în acest moment, deși berbecii nu se caracterizează prin orgoliu, dar totuși acum sunt ambițioși și își doresc să au patimi. Au un soi de mândrie care nu le este specifică, vor să se asocieze cu persoane care sunt cineva, își doresc ascensiune socială mai mult decât oricând, vor să se afilieze unor instituții care le permit ieșirea la rampă sau să se atașeze, să se aciueze, să zic așa, pe lângă persoane care, repet, au o funcție sau au putere. Le place, este ceva ce îi caracterizează în această perioadă, deși de obicei nu îi caracterizează. Foarte mult antren financiar această lună plină pe axa 2-8, încă n-au scăpat de sub influența ei, știm că câteva zile încă se resimte. Acum pe axa 2-8, deci în casa 8-a, practic, berbecii acum au 4 planete, în casa 2-a acest Uranus pe 0 grade și puțin retrograd, deci este ceva de înțeles, poate chiar din constrângeri pot învăța anumite lucruri, poate acei berbeci care nu au suficienți bani se gândesc cum să iasă din acest impas, practic ei trebuie să regândească în totalitate planul financiar. Saturn face acest aspect foarte frumos cu Uranus, le poate da o înțelepciune în ceea ce privește achizițiile modul în care să-și administreze banii. Aproape că mi-aș dori acum să vorbim despre pești. Să fim siguri. Cred că și peștii și-ar dori să vorbim despre ei. Am putea face o mică rocadă zilele acestea. Mai ales cu acest Uranus care ne împinge pe toți să luăm tot felul de direcții. Da, să ne grăbim. Deci să vedem pentru Tauri. Ei